Astăzi o să mergem în second hand-uri și o să facem un outfit până în 50 de lei împreună cu Arcanian și Azrael, care este în spatele camerei. Mi s-a zis că astăzi trebuie să zicem Pocoloco, nu știu de ce. S-a întâmplat ceva nenorocire aseară. L-avem aici și pe Azrael, băiatul. Pocoloco. Faza este că o să aibă doar 50 de lei. Știți foarte bine seria asta, știu că vă place extrem de mult. O să ai 50 de lei să te duci în second hand-uri, o să mergem în second hand-uri în București și o să trebuiască să faci un outfit fără Adidas. Adică Adidas okay. Și poți să iei de la mine sau poți să-i porți pe ăștia pe care ai tu deja în picioare. Nu-i arăta că-s dusty. Așa că hai să mergem spre second hand-uri, nici nu știu unde o să mergem. Acum suntem undeva prin Vitan, nu știu dacă găsim ceva pe aici. Suntem în inima Vitanului, suntem pe lângă mine. Nu prea. E greu să faci, nu? Avem Olvitanul, dacă... nu cred că se încadrează cu 50 de lei. Dar dacă facem, nu știu, dacă strângem 5.000 de like-uri la vlogul ăsta, poate facem un outfit până în 500 de lei în mall, pentru că am început și o serie pe partea asta. Ok. Și acolo cred că e mai tare, știi, okay. Un pic mai distractiv. Acolo. Așa că hai să mergem spre second hand-uri și vedem ce găsim acolo. Let's go. Băi, noi acum ne-am dus spre second hand-uri și până atunci vreau să vă zic, fraților, că Arcanian al nostru a scos și piesa Complicated, care în moment de față e și pe radio și peste tot, asta vorbeam și cu el. Da, e a doua ta piesă de pe radio, nu? Da. XO a mai fost. Aia e altă piesă criminală a ta care a fost 2000. Știi când mă uitam acum vreo 2 zile la ea, mă uitam pe YouTube și ziceam: "Bă, când naiba a apărut piesa asta?" Și mă uit, decembrie 2019 sau ceva de genul exact, ăsta. Da. Bine, zis, bine pe date. Așa că, băi, fraților, dacă vreți streaming peste tot, piesa Complicated, ați văzut tot pe TikTok. Dacă n-ați făcut TikTok pe ea, vă zic sincer, chiar cred că sunteți. Da, sunt. Ați rămas, cred că ultimii de pe din România care face și voi acum dacă n-ați făcut, să păi, fie făcut. Că hai să vedem și ce haine găsești. Cred că o să fie un pic cam complicat să faci un outfit. Bă, ideea e că eu cred în norocul meu mai presus decât orice. Mă cred destul de inventiv pentru că am crescut, dar nu sărac, că nu vreau să zic sărac, dar nu cu cei mai mulți bani, așa că știam, mă duceam prin second hand. Toată lumea a fost în second hand, asta n-ai cum să zici, pentru că găsești haine mult mai șmechere decât în mall. Și plus că mi se pare că, ca să mă dau un pic mare cu talentul meu pe partea stilistică, dar am norocul de la Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, să shadow cute haine pe mine, așa că dacă găsești un tricou alb, dacă vine cum trebuie, las de shit. Eu n-am suportat nebunia asta, am avut o perioadă, acum mi-am început și eu să zic: "Bă, hai să mai port și eu tricouri negre, albe, simple, în caz de orice să fie, știi?" Da, dar da. Înainte nu suportam, nu, oricum am avut 100 de stiluri vestimentare, de la și stilul boschetar la stilul îmbracă-te din H&M. Da, acum am matriculat la boschetar. Acum ai ajuns? Acum da, a început. Îmi place. Ia zi Pocoloco. De unde e norocul tău? De la Cryptic. De la Cryptic, de la Mihnea, frumos, de la Mihnea. Și am căutat un Mihnea. Să mă las Cryptic. Și blugii sunt de la Mihnea. Păi și eu și mie trebuie să mi facă. Da, doar să vă zic că am și hainoracii de la Gucci și de la Palm Angels, dar eu tot în Cryptic mă îmbrac. Frumos, susțineți brandurile românești. Support your local business. Susțineți brandurile românești, că așa e cel mai bine. Facts. Când ai făcut 14 ani, ai avut aia cu bunetinul, pentru ce de bunetin, ai pierdut pantalonii ăștia. Și de atunci nu știu cum să-i mai dau. Dar pe bune pantalonii ăia sunt undeva din 2000. 16-17. Eu vreau să aduc moda aia. Nu, el pur și simplu e ca Dexter, gen deschide dulapul dimineața și are 17 perechi de. Ieri era îmbrăcat cu niște skinny jeans de aia de poartă femeile și comentează. Da, pe care băieții ăștia se ceartă mai rău ca femeile, deci voi nu vreți să știți ce e. Da, am ajuns la Humana ăsta de aici, de pe Moșilor, la care am fost și cu zbâr și așa. O să mergem să vedem ce găsim aici prima oară. Sper să... E început de lună, nu? Da, nu prea, da. Da, e deci mai lejer, ok. Ia vezi, sâmbătă, duminică, deci ok. Preț maxim azi 6 lei. Ce, mă? Deci azi maxim totul 6 lei. Bun, ok. Ia băi, cred că ți-am găsit pantaloni. Aș putea să mergi pe un stil din ăsta super. Da. MC Hammer. Bă, nu, dacă găsim ceva oversize și sus, ar fi tare. Deci nu trebuie neapărat să ne primăm în 15 magazin. Nu, dacă găsești în primul, Doamne ferește. Dai 50 de lei. Bun, dacă ăla e 6 lei. Asta? Da. Da. Ăla chiar e criminal. De vezi la sară de astea fără un short. Da, mă, cu ele. Dai seama că e un short, l-a purtat lumea în casă, dar... Aici fost... pentru Complicated de vară. La articole bărbați. Ăștia mergeam eu la școală. Uite, ăștia-s gen ce porți tu, 3 sferturi din ăștia în șerț. Pe bune, pe bune. Ăștia mergeam la școală. Ăștia-i purta când avea bani de vagabond. Slip, pentru când vii la mine la piscină. Super tare ăștia acum. Ca și culoarea. Da, cred că sunt baggy, cap doi, da. De tine. Da, poți să iei, că vezi că 6 lei, deci ai 50 de lei și poți să faci mai multe outfituri. A, da? Dar cum să nu? Aha. Uite, asta e bună, rău. Da, era bună pentru. Uite, ți-am găsit și acum. Cât morți. Ok, am găsit două chestii. Cred că chestia asta ar putea fi tare, dar m-aș îmbrăca foarte. Ar fi o chestie foarte... Ar trebui foarte colorat. Cumva și asta are un haz. A, dacă... Ce-i, mă? Bă? E de femeie, nu mai contează. Uitați-vă ce a putut să-i treacă lui Azrael prin cap. Ok, zi, mă, ia vedem. Pyrex, 6 lei. Șase e tare cam așa. Ok. Nu e rău. Ok. Stai, acum iau mai multe chestii. Pentru ultimul drum. Mamă, deja? Să rămână. Cât ce mărime e? Vezi că... I like this. Da, e un pic cam mare. Nice, this shit oversized.
Deci it's just right. Zici mie ce echipa asta, Israel? Dinamo. Ia vezi bomberul ăsta. Nu, e micuț, oricum. E micuț. Vrei o cămașă de pilot? Să duc în aer industria trepului românesc. Ce-ai găsit? Ia vezi, ăștia-ți vin? Îți vine asta? Ce mărime ai? Stai un pic că vreau să vă push-up-ul. Da, ar trebui să nu fie... mai purtați push-up! Rămân astea patru? Da, asta e ce avem până acum. Niște pantaloni, niște tricou, avem chestia asta care... Eu nu știu ce o să faci cu asta. O să vezi, caut ceva de mișto cu pantaloni ăștia, dar... Și cu cămașa asta e mișto, cămașa asta la alta. Păi asta, eu încerc cumva așa să le primesc pe astea două. Nu prea merg. Crede-mă, bro. Chiar palton. Nu-i palton, asta nu-i palton, bro. O să vedeți, e un pic mai experimental. În cel mai rău caz mă fac de râs pe internet, n-ar fi prima dată, nici ultima, probabil. Haideți să vedem. Nu contează, hai să vedem 24 de lei astea acum. Zici perghe de pantalon până la urmă. Criminal asta, sincer. Băi, ești un pic cam hardish, adică n-am avut niciun om care să fie așa hard. Pe bune. Încerc să fac un statement, nu este de fiecare dată, dar când iese e bine. 24 de lei aici, le plătim și revenim de afară. How? Am ieșit de la Humana ăsta acum de pe Moșilor, am stat, ne-am uitat. Băi, dar nu e sănătos, adică, Arcaniene, tu chiar nu e sănătos față de toți oamenii care au fost până acum. Tu te-ai dus experimental pe pantaloni de aia nebuni. Am ieșit acum de la Humana ăsta de pe Moșilor, am dat 24 de lei pe hainele astea pe care și le-a luat Arcanian. Băi, imaginați-vă că e un pic experimental omul, adică față de restul care s-au dus pe clasic, pe pereche de blugi, pe aia. Tu te-ai dus direct nebun, pereche aia de pantaloni cu flori, cu astea. Nu știu dacă ți-e bună, sincer. Zic că mi-e bună, mă, asta nu mă la mână. Doi la mână. Bă, mie mi-e greu să vorbesc de asta cu fashion-ul prea în serios, pentru că după aceea zice lumea cine dracu e asta și cine i-a dat o voce în această primiță. Dar mie așa îmi place, de când m-am apucat de treaba asta cumva concomitent, a venit și treaba cu hainele și un microb care s-a dus în extreme destul de dubioase. Păi stai un pic, că fiecare are dreptul să îmbrace cum vrea, fiecare are voie să ia gen, adică ai voie să iei orice decizie cum vrei tu, adică chiar nu trebuie să avut chestia asta, se pare tare să am ceva pe mine și jumătate din oamenii care se uită la mine aici eu n-aș purta niciodată. Asta e deșit, adică bă, uite, eu unul care mă îmbrac foarte simplu. Foarte asta, adică și știți, și m-ați înjurat de 1000 de ori că eu, domne, că vorbesc de haine, că poți mă stau să mă îmbrac, eu nu sunt așa nebun, dar mai văd oameni de ăștia care se îmbracă, cum o să se îmbrace azi Arcanian, sigur, s-a îmbrăcat ca un nebun. Dar uitați-l un pic pe pocolocolul ăsta din spatele camerei unde ține pantalonii. Uitați-mă puțin. Mai mergem acum însă, că ne înduri, ce trebuie să mai găsești Arcaniane? Deci mi-aș mai dori să găsesc cumva o căciulă, în primul rând. Căciulă? Am un film cu o căciulă, da. Nu știu dacă mi-aș pune o căciulă din second hand țintă. Da, adevărat și asta, dar pentru artă mă sacrific. Bă, ziceți-mi și mie, de cât timp n-ați mai văzut așa ceva pe un volan, bă? N-am mai văzut așa ceva și e 2022 și lumea încă își pune așa ceva pe volane. Bă, nu se fură mașinile chiar așa. În 2022 cum să pui femeia pe 20 de lei, mă? Femeia e cea mai powerful, dar trebuie să fie pe hârtia de 500 de lei și bărbații mai inferior, mereu. Dar trebuie să fie pe hârtia de 0 lei, dacă vrei să... După minus 10 lei. Uite și pe ăsta. Dă mâna să te pup. Ce faci? Mă duc să-mi iau o cafea. Te pup. Am ajuns acum pe Mihai Bravo aici. E un Monda și încă unul, ceva lot nou, marfă, nu știu ce e ăla. Intrăm în Monda ăsta unde s-a inelit la kilogram. Nu știu dacă mi-ai fost în Monda ori. Am fost într-un Monda, dar nu la asta. E mare. Bun asta. Dar e your type. Dar e tare și asta s-ar potrivi? De mare rău. Vă încearcă să pui bătine. Știi, dar cu tricou ăla super lung? Care și da, lung și provează-o. Vezi. Pantalonii super lungi și tricou care mă cuvine până aici. Nu e rău. Ar fi totul. Chiar nu e rău. Mamă, dar pe bune că e asta tine. Adică, dar uite-te la craci. Adică da, sunt ai mei între gen. Pe bune, gen. Nu, ăștia stumaci. Dar da, good find otherwise. Da, disparurile astea. Dacă nu mai e unul lângă, dacă nu... E Arcanian. Asta trebuie să luăm. E parte din altă. Am dat un rateu cu primul second hand, mai l-avem pe ăsta aici să vedem dacă găsim ceva aici, că dacă nu e jale. Bonito, bonito, sí, pa. Bun asta. Ia vezi asta. Asta e de la Barrow. Când te duci la electric? Barrow. Ăsta e mișto. Dar nu este H mare rău unul numai? Ba da. Și asta e mișto. Vintage, da. Așa, kind of. Ceva sus, un puffer, un ceva. Da, am cam greuț. În magazinul celălalt, dar nu ne încadrăm. Și cum Arcanian a zis că vrea să respecte bugetul, n-avem ce să facem. Păi nu am realizat că nu mai e jocul, că așa mă duceam cu tine în second hand și ne luam soare. Da, exact. Arcanian chiar vrea să respecte challenge-ul. Haide, bă, numai vine 301 ăla odată, bă, nene, să ajung și eu până la Romană. Am dat rateu și cu al doilea second hand, al treilea second hand. Haine prea scumpe. Mult prea scumpe. Inflația. E greu, nu scocel pe numele, nimic. Doamna Firea. Dar scocel de la băieții să fie, să fie bine. Să mergem și noi să ne permitem un hanorac de 50 de lei din Mondo. Monda,
Modos prezervative în Lidl. Am dat greșit în second hand-ul ăsta. Bă, mai avem unul și atât, că după dacă vrei să ne mai plimbăm prin oraș. Așa că eu zic să-ți încerci norocul. Ăla de acolo. Ceva. Pe lângă asta, dar trebuie să terminăm vlogul pentru că trebuie să-ți faci outfit. Bun, perfect, let's go. Dacă deci... nu găsim aici, mă îmbrac cât spur de la tine în garderobă. Nu merge, nu merge, chiar așa nu merge. Mai bine prefer să mai dăm încă 10 lei în plus peste aia 50. Aha. Decât să știi să facem outfit-ul full din second hand. Las cu mine până în librărie că vreau să-mi cumpăr o carte. Știi să citești? Da, intrați. Un abecedar, cred că trebuie să-i luăm lui în primul rând. O carte de aia cu multe poze. Doar poze. Efectiv, un atlas de la cu poze, cu corpul uman. Jurnalul unui puș l-am citit cap-coadă. Toate episoadele. Și cum a fost? Le-am citit. Toate episoadele. Nu mai ține minte. Foarte tare, grec. Nu știu eu să citesc, dar știu să prețuiesc femeia. Am ajuns la TH-ul nostru favorit, unde ne și lasă doamnele să filmăm. Nu călcați, băi, vezi cum calci. Marș. Like. This is... Sarda... 55. Și cu 20 de lei peste bugetul nostru. Da, dar e căcățe mare. Păi da, dar ideea e că tu cu tricou oversize și cu pantaloni oversize. Uite, vezi, pe aici mai găsești. Păi îmi place foarte mult să îmbrac cât de oversize pot eu, mi se pare că deci nu o să aștept, știi? Na. Nu e așa rău. Da, spate un pic. Dar e bună geaca asta. Nike vintage așa. Nu vă arăt mai mult, o să vedeți în outfitul final geaca asta de acolo sau nu. Ia vezi. Mă uitam la Marie, 29. Ce? Nu era. Dar doar că e cam strâmtă pentru ce căutăm noi. Mi-aș fi dorit ceva care cu sau să pui pe asta un pic mai strâmtă și să ai, știi? Gen să fie asta un pic mai strâmtă și gen jos mai larg, știi, mai baggy. Adică eu așa zic, ar fi o variantă așa. Avem o variantă. Mă rog, e un pic așa. Păi și se nu mi se pare că e. Păi e un pic mai vechiuță. Adică are ceva. Are buzunare pe spate. Flip this. Ce s-a asta? Eu vezi. Uite, asta e foarte bine. Zici? Cred că suntem asta e ce vreau să iau. Ca să respectăm și cele. Asta? Da. Cum așa asta? Yes, sir. Și o să aibă foarte mult sens. Stați să vedeți ce vă face băiatul vostru. Găsiți și cămașa, deci cred că mergem, ne ducem și noi acasă. Ajută. După ce ne-am văzut la 1 jumate, 3 ore suntem de când căutăm haine. Da, ne descurcăm. Ce okay, nu okay. Facem noi pentru voi, nu e foarte bine. Da, chiar okay. Tocmai s-a legat totul. S-a legat? Da. Băi, am ajuns și acasă până la urmă, după 3 ore jumate în care am stat și am căutat haine. Când vă... mergeam cu mama, când eram mic la mall, nu eram atât de... Băi, eu nu suport shopping-ul ăsta, mi se pare o tâmpenie, deci și nebunez la shopping și așa, dar hai, arată-ne ce ți-ai luat acum, Arcaniene, astăzi, pentru că chiar sunt foarte curios cum ai gândit-o outfiturile, pentru că este ceva un pic mai ciudat față de ce am văzut eu până acum. Deci avem aici două outfituri care ne arată bipolaritatea clasică, balanței zodiei mele de aer, nu știu mai multe ce să zic. Asta a fost manga. Deci avem un outfit care e gen urban shit. Avem tricoul ăsta care e super oversized și gen cam ăla e planul tot outfitul să fie oversized cu pantalonii ăștia. Care și ăștia sunt super largi, dar cu o curea cred că intrăm fix în filmele alea de anii 90. Iar peste, asta avem și un top să fie genul ăsta. Ăsta, cămașa asta chiar cred că o să stea bine cu pantalonii ăștia, sincer. Aia zic, sir! Adică pe bune că pantalonii ăștia cred că o să stea bine. Ia vezi, de la 39 de lei, frumos redus la 6 lei, că azi a fost totuși 6 lei la humana. Am avut un pic de noroc, ce să zic. Asta e al doilea outfit, al doilea outfit e așa, de nuntă. E cum de... sunt chestiile astea, bă? Nimeni n-a încercat o chestie așa de extremistă ca Arcanian. Cam așa asta, asta, care are ceva peter nebun, e... Așa, carbon, mă rog, style, gen. Ar trebui călcate ca să fie hazul maxim, dar noi... Nu mai stăm acum să călcăm haine, stați calme, adică nu. Hai să vedem cum o să te îmbraci și eu zic să vedem primul outfit. Bun, băi, stați un pic. Nu mă așteptam la așa ceva, în primul rând. Uitați-vă puțin de sus până jos cum stau outfitul ăsta parcanian. Bă, să mai zic ceva? Nu mă așteptam. Wow. Să mai zic ceva? Bă, ideea e, știi, no care-i treaba? Oversize, dar am realizat că dacă ai un pic de haz cu ele, oricât de mare e bine. Așa că pantalonii ăștia care, de fapt, oricum cu aia, nu sunt așa de mari. Mă așteptam la... Bă, dar vin bine în outfit să mor eu. Bă, nu, chiar bine. Ăsta o să fie. Acum mai nebunie. Acum mi-e frică, da. Nu, ăsta e vineri seara și ăsta e sâmbătă după amiază. Ăsta e sâmbătă după amiază când ai de cântat la urmă. N-ai înțeles? Așa. Bă, că... Bă, așa, sincer, eu zic că acum 10-15 ani, dacă te duceai îmbrăcat așa la un concert, rupei. Sincer. Îți mulțumesc. Adică pe bune, gen. Mulțumesc mult. Gen, avem stil, bravo, e stil. Tu scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii, băi, cum vi se pare outfitul lui Arcanian, pentru că din punctul meu de vedere e... Bă, nu, chiar e bine, pe bune, nu mă așteptam să iasă așa bine tricou, cămașa, să-mi bag picioarele, nu-mi vine ca dracu de bine. Prea mai umflat, nu mai pot. Păi nu, chiar te-am umflat, pe bune, gen, bă, și n-am mai avut și outfit-uri mai ish când am avut de astea, dar n-am... Bă, dar asta chiar îmi place. N-aș purta, că nu... De fapt, da. aș purta, poate să nu aș pune pe mine să mă purtau. Băi, că pantalonii largi sunt dubios de purtat și dacă ești obișnuit cu de-aștia, că și eu port foarte mult de-aștia. Bă, nu sunt neapărat obișnuit, eu am avut nebunia mea în care nu suportam pantalonii ăștia largi, știi? Dar o să vezi la outfit rating, eu am perioada în care nu suportam blugi rupți. Aha.
Mare turbare. Dar în fine, hai să vedem al doilea outfit. Let's go. Și să discutăm după, da, hai să vedem al doilea outfit al lui Arcanian. Băi, nu o să vă vină să credeți cum este al doilea fit al lui Arcanian. Efectiv este din complet alt film decât ce ați văzut până acum. Uitați-vă puțin, deci n-a poftim fit pe Arcanian. Bă, deci nu mi-a venit să cred că și outfitul ăsta stă bine pe el. Bă, eu dacă puneam hainele astea pe mine, stăteau ca la ușa cortului, efectiv. Bă, deci outfitul ăsta nu venea bine decât pe tine. Deci eu dacă mi-aș pus așa ceva pe mine, arătam ca ultimul boschetar. Bine că l-am luat eu. Pă bune, și Adidas și sunt bine. Parcă nu sunt un pic amulați. Mai trebuie să slăbesc un pic, nu mă judeca. Ce da, să mai... Glumesc. Da, glumesc. Pantalonii puteau să fie un pic mai așa, nu știu exact de femei sau de bărbați. De femei, sigur, adică nu cred că de bărbați. Da, nu, dar așa ca un statement, dacă mă duc pe la o nuntă, dacă mă duc pe la o... Dacă ai vreo cântare vreodată la vreo nuntă, la ceva, poți să iei pantalonii ăștia și te-ai duci și ai rupt, te integrezi cu ea peste tot acolo. Și cămășuța care e simplă, gen... Cam așa să merge și în alte outfituri. Exact. Adică fără stres chiar merge și în alte outfituri. Și astea suntem, am plecat. Păi, astea sunt cele două outfituri, ambele outfituri sunt până în 50 de lei, adică am dat pe toate hainele astea 46 de lei. Pe toate hainele pe care le-am luat astea am dat 46 de lei și el a făcut două outfituri în 46 de lei. M-am mișcat bine? Da, Alex a mișcat mai bine ca tine, a făcut 5 outfituri în 50 de lei. Și Alex, nu a pot să cred că a făcut 5 outfituri. Alex a făcut 5 outfituri. Unchiule, ce să fac? Sunt Alex, pe urmele tale, dar mai am. Alex a făcut 5 outfituri, adică am luat la haine pentru că era 10 lei kilogram atunci la Mondan în perioada aia, că era ultima săptămână din lună. În fine, am avut și noroc atunci. Păi da, fraților, vreau să-mi scrieți și voi în secțiunea de comentarii care dintre cele două outfituri vă place mai tare, ăsta sau celălalt care era anii 90, să-i zic așa, tie beat. Dar până data viitoare, fraților, ca de fiecare dată nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alearele, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Georgescu Arcanian. Boșilor, nu uitați să ascultați și piesa Complicated, oricum e deja pe 1 cel mai probabil, dacă nu-i pe 1 e pe 2, că mai avem și noi manele mai o asta și nu se poate, n-ai cum să depășești. Frații noștri, da. Suntem acolo cu ei. Asta este, și da, fraților, eu am fost Georgescu Arcanian aici, Alberto în spatele camerei, a.k.a. Azrael aici, ia uitați-l frumos. A.k.a. Pocoroco. Pocoroco. Bă, am uitat să dau rec, vezi. Cum era? Da, fraților, și noi ne vedem data viitoare, vă pup, pa! Pau.